Deja la secundă în București, în doar câteva clipe, o bătrână s-a trezit fără lanțul pe care îl purta la gât. A fost furată chiar în scara blocului, în plină zi. Scena tâlhăriei a fost însă înregistrată de o cameră de supraveghere. S-a întâmplat la un ceas după prânz. În imagini se vede cum un tânăr intră în scara unui bloc din vestul capitalei. Testează terenul și, la scurt timp, apare și victima, o bătrână care se întoarce acasă. Bărbatul intră în vorbă cu ea, îi cere ajutorul și primește indicații. Iar în momentul în care discuția se apropie de final, bărbatul atacă. Își bruschează victima și îi smulge lanțul de la gât. Bătrâna apucă să țipe și este auzită de vecini. Aceștia apar grăbiți, dar bărbatul a rupt-o deja la fugă. În doar câteva secunde s-a ales cu un lanț de aur. I s-a făcut rău, este în vârstă, am chemat salvarea, la tensiunea 20. Acum este frică și de umbra ei, probabil. Nici nu mai deschide ușa decât dacă îi dai telefon și spui cine e. E uimitor că tânărul a acționat fără să-i pese că la nici jumătate de metru de el era ușa unui apartament. Oricând putea fi surprins. Camera de supraveghere montată în hol este un ajutor nesperat pentru polițiști. Fără ea, probele ar fi fost puține. Anchetatorii speră să-l rețină cât mai repede pe individ.